Bun. Mergem mai departe și aici o să generăm profile transversale. Ștergem profilul longitudinale și mergem la profile transversale. Aici o să fie interesant. Ok. Mergem model ESPOL. De aici selectăm scara orizontală 100, verticală 100 și formatul. Alegem aici 3 și un profil care este creat de mine, undeva asta trebuie să fie. Ok, și șablon. Șablonul la fel la mai multe. De fapt, să mergem întâi să vedem cum arată pentru proiectul nostru un șablon. De aici, aici este un transversal vechi, dar noi să dăm să ne arate un transversal de-al nostru real. Da? Și aici avem cotarea. Este ok, toată platforma, benzile și acostamentul, deci în principiu este ok acest format. Asta ar fi, cred că, străduțe. Da. Ok. Mergem iar la model. Aici selectăm străduțe. 103G, 100, 100, ok, dăm click pe generare. Da, vedeți cum se generează. Și ele se generează într-așa fel, pe o linie, câte două transversale pe planșa, da? Noi dacă mărim acum să vedem. Da? E, aici, de exemplu, sunt transversale destul de înalte și nu ca câte două, se pune câte unul. Dar dacă mergem mai aici la fel, sunt înalte, înalte. Da, sunt cam înalte peste tot. Aici, da? Vedem, sunt câte două transversale. Unele transversale sunt mai înalte, nu cap două și atunci se pune doar un singur transversal pe planșă. Ok. S-au primit foarte multe transversale, foarte, foarte multe. Aici, în principiu, ar mai încăpea două. Să încercăm și alt șablon. În loc de 103, să vedem la 103.01. Asta s-ar putea să încapă mai multe. La fel. Să nu fie chiar mai multe. În fine, o să le lăsăm așa. Dăm click fișier export de VG. Și la fel aici în referință scriem transversale. Ok. Durează ceva mai mult pentru că sunt foarte multe transversale. Asta cred că o să fie cel mai mare fișier și cel mai greu de prelucrat. Noi după asta o să trebuie să generăm planșe. Sunt, cât am zis noi că sunt, 3500 de profile.
Și dacă să luăm să împărțim la 2, adică 3500, te rog, 3500 de profile împărțit la 2, primesc 1750 de planșe de transversare, da? Având în vedere că sunt două transversale pe planșă, dar nu sunt chiar două peste tot. În unele cazuri sunt câte una și undeva vreo 2000 de planșe o să avem. Să vedem cum le aranjăm. Bine, dacă stăm un pic să lucrăm la șablonul ăla, am putea să le strângem un pic, să le aranjăm în așa fel să încapă până la urmă câte două. Dar asta în cazul în care deja lucrăm la un proiect și avem timp să facem acest lucru. Noi aici facem doar o prezentare. Gata. Restaurarea informației pe disc, da? Deci ultima etapă. Mai așteptăm un pic. Oh. E ceva. Ok. Și să mergem să le vedem. Da, deci noi dacă ne uităm, asta are 24 de mega, transversalele. Este cea mai mare. Se vede, se deschide foarte greu. Procesorul este solicitat, dar nu la maxim, probabil. Dacă stăm să ne uităm la toate datele astea, procesorul nu este solicitat, memorie mai avem și de pe disc la fel nu este solicitat niciun disc. Probabil în cazul ăsta s-ar putea să fie solicitat placa video. Sau vom vedea memoria crește. Greu. Da, deci o să fie greu de lucrat cu transversalele, cu acest număr mare de transversale. O să vedem dacă nu o să reușim, o să trebuie să le împărțim. Dar dacă noi o să lucrăm cu referințe, s-ar putea să fie ușor. Fișierul ăsta îl lăsăm ca referințe și în rest facem planșele în alt de veghe separată și atunci o să fie mai ușor de lucrat. Da, deci s-a încărcat, dacă s-a încărcat merge ușor. Aici la fel trebuie să-i schimbăm stilul ăsta de